Să citim două versete din Roman, capitolul 12, primele două versete. Vândem, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viecului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Să ocupăm locurile. Dacă o să fiți cuminți, plecăm mai repede acasă. Aș vrea să abordez un subiect care... Cred că va fi foarte discutat în biserica noastră în următoarele luni de zile și mă rog lui Dumnezeu ca subiectul din această seară să se transforme într-o într viziune a bisericii noastre, într-un mod în care să operăm ca și biserică și să lucrăm de azi înainte. Am intitulat predica din seara aceasta Stâlpul și Temelia Adevărului stâlpul și temelia adevărului. Apostolul Pavel îi scria lui Timotei, în 1 Timotei, capitolul 3, versetul 15, îi scria așa, Dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Dacă am să întârzi, dacă n-am să vin imediat, la tine, la întâlnirea noastră, aș vrea să știi cum să te porți în Casa Lui Dumnezeu. Și nu să, să nu uiți niciodată că aceasta este Biserica Dumnezeului Celui Viu, Casa aceasta Lui Dumnezeu este Biserica Dumnezeului Celui Viu și este stâlpul și temelia adevărului. Stâlpul și temelia adevărului. O afirmație care vreau să fac de la bun început este că biserica trebuie să fie instrumentul lui Dumnezeu care să ne ajute să ne putem transforma prin înnoirea minții noastre ca să știm cum să ne purtăm în biserica Dumnezeului Celui Viu. Cum să ne purtăm în biserica ce este stâlpul și temelia adevărului. Avem nevoie de o transformare. Avem nevoie de o înnoire a minții noastre. Așa cum am citit, Apostolul Pavel spunea în romani, nu vă potriviți viacului. Dacă vă uitați în traduceri mai veche a Bibliei în limba română, lipsește acest chip al viacului, care ne-a derutat foarte tare pe noi, mai ales pe noi, pe Nicosale, care am crezut că chipul viacului e moda în care se îmbracă oamenii. Nu? Și oamenii din viacul ăsta se îmbracă într-un în un anumit fel și ăsta este chipul veacului, nu? Și știți bine că de-a lungul anilor chipul viaculului a fost părul mare la bărbați, eu știu, perciuni, pe urmă ceas pe mână, toate, toate astea era chipul viaului. Și toată istoria ne-am luptat cu chipul ăsta viacului, practic cu moda ne-am ne luptat și de fapt nu ăsta voia să spună cuvântul lui Dumnezeu, ci să nu vă potriviți cu viacul, cu modul în care gândește viacul în care noi trăim. Trebuie să ne transformăm, trebuie să ne schimbăm. Acum am auzit pe cineva care făcea așa o exegeză a termenului românesc din versetul acesta și spunea așa, fraților, să vă prefaceți, adică să ne prefacem așa ca actorii americani. Să ne preface că suntem creștini. A trebuit să intervin și să spun, fraților, să nu faceți asta, că biserica e plină de oameni prefăcuți, nu? De creștini prefăcuți, nu ne mai trebuie încă câțiva în plus în biserică, deloc. Această prefacere, de aici, de la cuvântul ăsta, este în limba română prefabricat, nu? A te, să, să te transformi. Dacă vă uitați în Bibliile vechi românești, ele spun așa, să vă transformați. Să, trans, să vă transformați prin înnoirea minții. Cum devenim oameni care știu să se poarte în casa lui Dumnezeu, biserica Dumnezeului Celui Viu, nu? stâlpul și temelia adevărului, cum? Prin transformarea minții noastre, a modului nostru de a gândi. Numai o transformare a minții noastre ne poate învăța, ne poate, ne, fa ne poate face oamenii care știu să se poarte în Biserica Dumnezeului Celui Viu. Biserica își va îndeplini misiunea de stâlp și temelia adevărului dacă va coopera cu Dumnezeu la transformarea asta noastră, a creștinului ca să putem deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, cum spunea Pavel în roman. E bine, în seara asta am să iau un exemplu din Vechiul Testament, de la care să pornim în modul nostru de, de gândire și să învățăm cum să fim transformați. Vom vedea din viața lui Iosif, un om special din Vechiul Testament, cum s-a lăsat omul acesta modelat, transformat de relația lui cu Dumnezeu, în așa fel încât el a devenit unul dintre, uh, unul dintre personajele Vechiului Testament care îl prefigurează pe Domnul Isus Hristos. În afară, probabil, de Daniel, nici un alt personaj a Vechiului Testament nu îl prefigurează pe Mântuitorul, nu îl întruchipează pe Mântuitorul ca și Iosif. Iosif, în Iosif a luat chip Hristos, dacă vreți. Așa s-a purtat Iosif, încât îl regăsim pe Hristos în viața lui Iosif. Iosif nu a avut de gând să fie un simbol al Vechiului Testament pentru Mesia care vin. Deloc. Dar el a trăit așa de frumos, într-o relație așa de strânsă cu Dumnezeu, încât a devenit asemenea Domnului nostru Isus Hristos. Și acum, când citim Vechiul Testament, găsim... Că Iosif este un asemenea om transformat. Este un asemenea om transformat. Vom învăța în seara aceasta că această transformare nu este numai, mă rog, educație creștină. Și noi care mergem la grupele mici, nu? Zicem, o, facem un lucru grozav, învățăm Scriptura, ne transformăm. Ne transformăm un pic. <laughs> și am văzut că acest pic e foarte, foarte mic. Am învățat despre supunere și, vai Doamne, cât de puțin să a prins de noi, nu? Mai ales dacă zice pastorul ceva. Cine e stat, domnule, să dea porunci aici? Pe urmă, dacă învățăm despre roada Duhului, nu? Sau am învățat despre disciplinele spirituale, hai să fim serioși. S-a ceva de noi, cam, cam puțin, nu? Cam puțin. Am fost la Detroit și a venit o familie la mine și mi-a spus, frate, ai fost cu patru ani de zile în urmă la noi la biserică. Și ai ținut o predică pe care noi o împlinim și astăzi. Și am fost foarte mirat. Deci ai pledat în predica aceea să citim Biblia în fiecare zi. Să știi că de atunci, noi, până astăzi, citim Biblia împreună, eu și soția în fiecare zi. Și mi-a plăcut enorm de mult. I-am zis, mă, în sfârșit am găsit pe cineva de care să prind predicele mele. <laughs> La care funcționează predicele mele. Vom vedea din viața lui Iosif că în viața lui Iosef au avut loc câteva lucruri extraordinare care l-au schimbat, l-au transformat pe Iosif și în care a căpătat chip Hristos așa de mult. Și vom vedea în seara aceasta că Iosif a fost biruitor în patru lucruri foarte simple, dacă vreți. Aici fac o paranteză și vreau să vă spun că dacă veți căuta la Mari oameni din Scriptură, le veți găsi pe toate patru la fiecare. Toți oamenii al lui Dumnezeu mari care au făcut ceva semnificativ, de obicei au aceste victorii în viața lor. Patru lucruri foarte importante. Iosif a fost un biruitor cu Dumnezeu. A avut o conexie, dacă vreți, cu Dumnezeu, printr-o consacrare de plină, a fost totalmente dependent de Dumnezeu. Iosif a depins întru totul de Dumnezeu. În al doilea rând, a fost biruitor în lupta sa interioară și a construit un caracter foarte solid, un, un caracter extraordinar. Nu l-a clătinat nici măcar doamna Potifar. Okay? A rămas integru, a rămas serios, a rămas cinstit, a rămas uh, loial lui Dumnezeu și credinței sale până la capăt. În al treilea rând, el a fost biruitor cu semenii lui. În comunitate, unde a fost. Nu contează unde. A știut să aibă relații foarte bune. L-au iubit toți. L-a iubit Potifar, până și șeful pușcăriei, pe urmă, a avut încredere în el și l-a iubit pe Iosif, pe urmă, Faraon. S-a înțeles în final și cu frații lui care l-au vândut, nu? Deci, Iosif a știut să trăiască în comunitate. A știut să aibă relații bune cu oamenii. Și în al patrulea rând. Iosif a fost biruitor în sfera rezultatelor, a fost foarte competent în ceea ce a făcut, a făcut ceva extraordinar, a făcut bine, a făcut până la capăt. Iosif n-a fost un, un român priceput la toate. Nu? Că te duci undeva, vrea un român să se angajeze, absolut pe toate le știe. Toate le știe. Să nu-i dai de lucru un, un domeniu, să vezi ce puțin știe în domeniul respectiv. Iosif este foarte competent, ceea ce face, face cu excelență, face cu dăruire, face bine și face până la capăt. Dacă este pus să administreze averea familiei lui Potifar, se ocupă extraordinar. Dacă este pus să fie șef în pușcărie, se ocupă de treaba aia. Dacă îl pui să aibă grijă de averele unei țări întregi și să economisească pentru vreme de criză, este excelent în domeniul respectiv patru lucruri foarte importante. O să, re, o să le uh, luăm pe rând și uh, anticipez dorin să vă spun că visez ca biserica noastră să devină instrumentul lui Dumnezeu să ajute pe oameni să aibă aceste patru victorii în viața lor. Să construiască o relație foarte puternică cu Domnul, să-și dezvolte un caracter foarte solid să dezvolte relații foarte sănătoase cu semenii și al patrulea să fie competent în darul în care Dumnezeu ne-a chemat și unde ne-a pus. Să facem lucrurile bine, cu excelență, până la capăt. Haideți să le luăm pe rând lucrurile acestea și să discutăm un pic despre ele. Iosif este biruitor cu Dumnezeu. Conexia lui cu Dumnezeu este extraordinară. Iosif dezvoltă o dependență de Dumnezeu ca puțini oameni pe care îi găsim în Scriptură. Dacă deschideți Cartea Sfântă la Genesa, vom găsi câteva lucruri extraordinare despre, despre Iosif și veți vedea cum se repetă o expresie permanent în toată povestirea vieții lui Iosif. De fapt, expresia este aceasta, Domnul era cu el... Și Domnul îi făcea să-i meargă bine în orice se apuca. Domnul a fost cu Iosif. Domnul a fost cu Iosif. Acum, haideți să vă pun o întrebare. Credeți că Domnul era cu Iosif dacă Iosif nu era cu Domnul? Sunt unii creștini care cred că asta. Domnul este cu noi, nu? Domnul este cu noi. Este o lozincă grozavă. Super. Ne place asta. Ne place... Ori de câte ori suntem în necazuri, în, neca, în, în suferințe. Eu știu, până și armatele care plecau în război erau convinse de preoți că Domnul este cu cei care plecau la război. Nu, Domnul este cu noi. Întrebarea este, dar noi suntem cu Domnul. Eu cred că la fel se poate spune, Iosif era cu Domnul în tot ceea ce făcea el. Iosif nu era de capul lui. Iosif nu era un... Independent de, de, de Domnul, ci era mai degrabă dependent de Dumnezeu în tot ceea ce făcea El. Aici ar să elaborăm puțin și am o schemă pregătită pentru dumneavoastră. Lăsați, vă rog, asta. Uitați ce se întâmplă într-un grafic foarte simplu. În viața fizică, în lumea fizică de astăzi, de mic copil, încerc, eu încerc să devin independent, independent de părinții mei, nu? Ne naștem totalmente dependenți de părinți. Dacă nu ne-ar da de mâncare, nu ne-ar spăla, nu ne-ar îmbrăca, n-ar avea grijă de noi, am muri într-un timp extrem de scurt, extrem de scurt. Dar pe măsură ce cresc, mă maturizez, nu? Încep să devin mai independent. Pun mâna pe lingură. Nu, primul lucru. Punem mâna pe lingură. Nu știm cum o ține, dar știm unde este gura. Nu mai avem nevoie de mama să ne dea de mâncare. Noi aveam un băiat, îi plăceau tăiței și când punea mâna pe, pe lingură, era plin de tăiței de jos până sus. Era un super boy. Super boy. Uh, și uh, începem să câștigăm. Independența, așa. Ne, ne rupem tot mai tare de familie. Încep primii ani, începem să ne îmbrăcăm singuri, nu? Începem să avem gusturi. E un mare lucru când băieții încep să se spele singuri, nu? Zicea cineva care are un băiat care are niște idei geniale, grozave, nu? Salvează planeta economisește resursele primare ale planete, adică apa, nu să spăla. Începem lupta pentru independență, nu? Apoi vin anii adolescenței, când să nu ne spună nouă nimeni la ce oră să venim acasă, nu? Și mai ales să nu spună ce boyfriend să-mi aleg sau girlfriend, nu? Am citit pe internet, o chestiune foarte drăguță, am și copiat-o și datul Aiden, o fetiță din clasa a treia, care nici măcar nu știa bine să scrie în engleză, îi scrie boyfriendul ei. Zice, de când mai ask me out, nu ai mai venit să vorbești cu mine deloc. Și asta e trei luni de zile. Și zice, dacă vrei să te însori, trebuie să vorbești cu fetele. Ok? Zice, uh, trebuie să te însori, că altfel o să fii un om foarte trist toată viața lui. Și zice, o să te însori, dar nu cu mine. <laughs> și aia e scrisoare de adio. Începem lupta pentru independență și ne depărtăm încet, încet de părinți. nu așa? Graficul merge în sus. Și într-o zi nu mai avem treabă cu nimeni și nimeni să nu mai aibă treabă cu noi. Noi ne descurcăm singuri. Lăsați imaginea, vă rog, încă o dată. În lumea spirituală, însă, lucrurile nu stau așa. Stau exact pe dos. Cu cât suntem mai independenți de Dumnezeu, cu atât e mai rău pentru noi. Pe măsură ce creștem în maturitate spirituală, trebuie să pierdem din independența noastră și să fim tot mai dependenți de Dumnezeu. Eu cred că Iosif a ajuns un om complet dependent de Dumnezeu. Până atunci ce l-au vândut frații, lui a fost dependent de tata, nu? Era favoritul familiei. Haină pestriță, nu? Cu multe culori, policromă, deosebită de ceilalți, favoritul familiei. L-a tata. Dar când au pus mâna frații pe el, nu? Și când te vând, frații, e teribil, e groaznic. L-au aruncat într-o groapă și l-au vândut la niște străini. Și data nu mai era pe aproape, era un singur tată la care mai putea să apeleze și acesta era Dumnezeu. Unul din oamenii Sfintelor Scripturi, vorbind despre Iosif, spunea că acolo în groapă Iosif s-a rugat. S-a rugat probabil ca niciodată în viața lui și a stabilit această conexiune cu Dumnezeu Relație care, de-a lungul vieții, a devenit tot mai puternică și Iosif a depins într totul de Domnul. Domnul a fost cu Iosif. Dacă citiți când a fost în temniță, la fel, mai marele temniței nu se mai îngrijea de nimic, spune Sfânta Scriptură, versetul 23 din capitolul 39, nu se mai îngrijea de nimic din ceea ce avea Iosif în mână, pentru că Domnul era cu el și Domnul îi dădea izbânde în tot ce făcea. Până și șeful bușcăriei i-a dat cheile. Și Iosif, da. pentru că Domnul este cu el, este integru, este de încredere, reușește în tot ceea ce face și Dumnezeu îi dă izbândă pentru că Iosif este într-o relație totalmente dependentă de Dumnezeu. Ascultați-mă bine, dacă în seara asta o să uitați celelalte lucruri care vi le spun. Lucrul acesta este cel mai important. Dacă nu vom stabili o relație foarte strânsă cu Domnul, când vor veni necazurile, când vor veni suferințele, pierderile, bătrânețea, moartea, ne vom risipi ca ceața, ca fumul. Ceea ce ne va ține în picioare întotdeauna este relația noastră cu Dumnezeu. Faceți din ea cel mai important lucru din viața dumneavoastră. Nu putem înlocui cu nimic. Nu putem înlocui cu religie, cu activism, cu, cu nimic. Nu se poate înlocui cu nimic. Faceți din relația dumneavoastră cu Dumnezeu lucru de căpătâi a credinței dumneavoastră. Așa veți rezista. Și va urma binecuvântarea în viața dumneavoastră. Josif putea să fie cel mai deștept om de pe fața pământului, cel mai descurcăreț, cel mai cel mai evreu dintre toți evrei, okay? Ar fi eșuat la orice pas, dacă nu era adevărul acesta la bază. Domnul era cu el. Ascultați-mă bine, Domnul este cu Iosif pentru că Iosif este cu Domnul în fiecare zi. Domnul nu este de partea noastră dacă noi nu suntem de partea Lui. Domnul nu este de partea noastră pentru că noi suntem pentecostali, baptiști, catolici, cine știe ce. Nu. Domnul este de partea noastră dacă noi suntem de partea lui. Și eu cred că Dumnezeu are oameni care sunt dependenți de el în orice religie, peste tot. E adevărat, religia ne poate ajuta, așa cum spuneam înainte, să stabilim această relație, să aprofundăm această relație. Ne poate ajuta, poate fi instrumentul lui Dumnezeu. Să stabilim contactul acesta. Dar este geabul meu de fiecare zi, rugăciunea mea zilnică, relația mea personală cu Domnul. Citiți viața lui David și veți vedea un om într-o legătură cu Domnul ca nimeni altul. Îi scrie versuri lui Dumnezeu, îi, îi, îi compune cântări Domnului. Până și nașternutul meu, zicea David, vorbesc cu el, de la legile lui. Relația aceasta cu Domnul este cea mai mare biruință noastră. Știți ce s-a întâmplat în viața lui Iacov? Iacob a încercat să se descurce fără Domnul. Și era șmecher, de fapt asta era și numele, șmecherul, descurcărețul, cel care se descurcă, înșelătorul. L-a înșelat pe frate sau pe taică sau pe la ban, pe toată lumea. Până și pe oile a șmecherit să facă miei după culoarea care îi plăcea lui. Asta ăsta pe toată lumea. Dar a fost cineva pe care n-a putut să-l înșele deloc. Și ăsta a fost Domnul. Și până nu i-a tras o bătaie bună, Iacov nu a avut o relație bună cu Domnul. În cartea evreilor, când ni se dă o listă a marilor oameni ai credinței, știți ce scrie despre Iacov? Că s-a închinat lui Dumnezeu, rezemat peste vârful tăiagului lui. I-a scrântit piciorul, Domnul. A rămas, știu pentru toată viața. Și peste bastonul în care și ducea neputințele, s-a închinat lui Dumnezeu pentru că l-a zdrobit, în sfârșit, Domnul. Domnul l-a biruit. Și știți ce frumos este că spune Dumnezeu despre Iacov că, de fapt, victoria a fost a lui Iacov. Nu a, domnul, domnul nu și-a asumat victoria. Iacov a devenit Israel cel care luptă cu Dumnezeu și biruiește. Ce biruitor ăsta care e abătaie, nu? Care vine de pe câmpul de luptă uh, frânt în două. Nu? Este o expresie așa drăguță și îmi place imaginea asta foarte mult. Vine Iacov după lupta asta cu Dumnezeu dimineața, șchiopând, de-abia târându-se, cred că se împroptea în vreo creangă de pom de undeva, plin de mizerie, de praf, vânăt, obosit, și îl întreabă probabil una dintre neveste, că avea patru acum, nu? Una mai curajoasă, mă, ce s-a întâmplat? Și Iacov zice, m-a binecuvântat Domnul. <laughs> nu? Că, zice, nu o să plec de aici până nu mă binecuvântez. Nu? Și l-a binecuvântat Domnul acolo. A avut loc o întâlnire între Iacov și Domnul, care s-a soldat, spune Domnul, cu victoria lui Iacov. Pentru că este cea mai mare victoria noastră ziua în care ne, 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 ne sfarmă Domnul, ne, ne frânge Domnul, ne rupe în două Domnul. Ziua în care Domnul ne zdrobește și începem să devenim într-o totul dependenți de El. Binecuvântată este ziua aceea. Începe din momentul acela o relație de dependență totală de Domnul. Și atunci, dacă te întreabă cineva, mergem în cutare loc, nu mai este o declarație așa pioasă bisericească, dacă vrea Domnul, ci o convingere solidă, ne ducem dacă va voi Domnul. Mâine ne vom trezi dacă va voi Domnul. Mâine vom face cutare și cutare lucruri dacă va voi Domnul. Un al doilea lucru în care Iosif este biruitor, el este biruitor în lupta sa interioară. În lupta sa interioară. Iosif își construiește un caracter foarte solid, foarte sănătos. Biruiește-te pe tine în sus, spuneau anticii, nu? Unii spuneau că asta este victoria cea mai grozavă, să te biruiești pe tine în sus, să ții în control sentimentele tale, să ții în control instinctele tale, să vorbești numai ceea ce trebuie și nu tot ce gândești. Unii spun că asta e, o, e o, o virtute, zice, eu spun tot ceea ce gândesc. Nu, gândește tot ceea ce spui, asta trebuie. Trebuie să gândești tot ceea ce spui, asta e semn de maturitate. Iosif își construiește un caracter foarte solid. El spune, la un moment dat, domnei Potifar, cu coana asta, care pusese ochii pe el, nu? cu coana asta onorabilă, Zice, eu sunt mai mare peste toate casa asta, stăpânul nu mi-a oprit nimic, am toate cheile, pot să fac, toți banii lui sunt la mine, eu scriu cecurile, eu plătesc oamenii, eu, toată averea lui la mine, un singur lucru nu mi-a dat. Nu da nevasta lui, pe tine, tu ești a lui, asta e clar, spune el. Și ascultat, cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Nu vi se pare ciudat? De ce nu zice împotriva stăpânului meu Potifar să iau nevasta? Nu, Iosif știe că orice păcat este împotriva lui Dumnezeu. Relația lui cu Dumnezeu era mai importantă decât relația cu Potifar. Ființa numărul unu, persoana numărul unu din viața lui Iosef este Dumnezeu. Și când Dumnezeu este persoana numărul unu în viața ta, ai grijă de caracterul tău. Știi că ochiul lui vede, urechea lui aude. El știe tot ce se întâmplă, îți măsoară toate cuvintele. Lucrezi la caracter. Caracter este ceea ce ești când nu te vede nimeni. Ai cheile la tot și faci numai ceea ce trebuie pentru că dacă oamenii nu văd, vede Domnul, vede, vede, văd ochii lui Dumnezeu. Asta înseamnă caracter. Vom vedea în această seară că sunt oameni care sar peste asta. Și zic, asta nu e așa important, caracterul nu e important, mai ales în America acum, nu? Țineți minte perioada lui Clinton. Ce caracter, nu contează. E priceput, știe să vorbească frumos, arată bine în poze, Economia merge bine? Să so uat, Monica Lewinsky. Toată lumea face chestia asta, nu? Ați auzit frazele astea? E bine, vreau să vă spun că un om care este dependent de Dumnezeu are greșe de caracterul și nu face ceea ce nu-i place stăpânului, nu-i place lui Dumnezeu. Caracterul este de o importanță covârșitoare. Știți, când a, suntem angajați undeva, a, cei care îți iau interviul, cu toate că ei nu cred că caracterul e așa de important, totuși, înainte să-ți dea cheile, mai ales de la casa de bani, îți analizează foarte, foarte bine caracterul tău să spune despre cineva care voia să angajeze o slujbă bine plătită la firmă și întotdeauna când intra cineva la el în birou, venea la interviu, îi spunea, ar fi fost bine să vă ștergeți pe picioare înainte să veniți aici. O să se uita imediat la pantofi și spun, da, m-am șters, am șters, șters, pe picioare și nu l-a angajat. Pentru că în hol nu era ștergător de picioare deloc. Dacă să nu pierzi geabul ăsta, nu? O, te ștergi, ai folosit ștergătorul ăla de picioare care era în hol. <laughs> Pentru simplu lucru. Pentru că boasul așa gândește, mă, dacă ăsta minte despre ștergătorul la picioare, o să mintă despre toate alea Nu? Caracterul este de o importanță covârșitoare. Iosif are un asemenea caracter. Dacă este în groapă, dacă este în casa lui Potifar, dacă este în pușcărie, dacă este lângă faraon, este același om integru pe care te poți bizui, da, lui este da, cuvântul lui este respectat, omul se ține de cuvânt până la capăt. Vai ce lucruri extraordinare s-au în viața noastră dacă am umbla la caracter și am lucrat la caracter. Dar unii dintre noi nu credem că e important. În al treilea rând, Iosif este biruitor cu semenii săi. Iosif știe să trăiască în comunitate. Trăiește în comunitate. Așa cum spuneam înainte, dacă este în casa lui Potifar, să înțelege bine cu Potifar. Cred că să înțeles bine cu toți sclavii lui Potifar. A administrat tot personalul până și cu doamna Potifar, care este o mizerabilă. Suportă politicos. Este politicos, preferă să fugă. Dacă doamna își pierde controlul, fuge. Preferă să intre la pușcărie decât să cadă în păcat cu, cu coana asta. Iosif este un om care știe să se poarte cu oamenii. În pușcărie găsește tot felul de oameni necăjiți de toate soiurile. Se ocupă de ei, știe să vorbească cu pitarul, cu paharnicul, îi încurajează, le spune visele, le tălmăcește visele. A să se poarte până când și cu frații lui care l-au vândut. Ăsta este un lucru foarte greu. Spune Sfânta Scriptură că într-o zi faraon și casa lui au auzit un urlet foarte mare prin palat. Era urletul lui Iosif care plângea pentru că își ierta frații lui. Iertarea este foarte dureroasă, mai ales când trebuie să ierți aia care ți-a făcut așa mult rău. Dar asta nu o face decât un om de caracter și un om care ține la comunitate. Îl duce pe taică o Îl duce să locuiască cu el în Egipt, în Gosen, unde este bogăție, unde, este, unde, unde sunt de toate. Nu-i trimite câte o scrisoare așa din când în când, de un telefon, ceva bătrâne. Nu-i nu trimite câte 100 de dolari. Trimite carele lui. Carele lui Faraon, să lea pe tatăl să vină cu el. Iosif este un om al comunității. Aici vreau să vă arăt o schemă și să vă, să vă arăt o chestie extraordinar de importantă. Viața noastră se desfășoară într-un triunghi. Dumnezeu, soțul, soția ta. Sau dacă vrei, tu, semenul tău fratele tău. Pune, eu am pus din familie aici. Pentru că vreau să vă spun, cu cât eu și soția suntem mai aproape de Domnul, și unul de celălalt devenim mai aproape. Știți asta? Dacă și eu și soția mea suntem oameni ai rugăciunii și ne apropiem de Dumnezeu tot mai mult, și unul de altul ne apropiem în același timp. Cu cât ne apropiem de Domnul, mergem în sus, distanța dintre noi devine tot mai mică. Știți de ce nu se înțeleg oamenii bine? Că nu se înțeleg cu Domnul bine. Asta e problema. Nu? Asta e problema. Că dacă toți pocăiții s-ar înțelege bine cu Domnul și l-ar iubi pe Domnul, ne-am putea iubi și unul pe altul, nu e așa? Dar dacă stăm, bine, stăm rău cu Domnul, stăm rău și cu unul, unul cu celălalt. Schema aceasta este extrem de, de folositoare. Gândiți-vă bine la familia noastră. Dacă sunteți nemulțumiți de distanța care este între tine și soția ta, lucrează undeva la apropierea de, de Domnul. Și veți vedea cum distanța aceasta se scurtează pe măsură ce se scurtează distanța între tine și Domnul, se scurtează distanța între tine și soția ta. Și ultimul lucru care vreau să vorbesc în această seară este, Iosif este biruitor în sfera rezultatelor. Iosif este competent. Iosif face ce face bine și face până la capăt. Iosif nu fușerește lucrurile. Iosif nu o ia pe scurtătură. O, oh, s-ar putea și așa. Dacă trebuie bătute două cuie, economisim unul. Iosif nu economisește cuiele. Gândiți-vă la cele mai mici detalii din viața dumneavoastră și veți vedea tendința asta a firii noastre pământești să merge pe scotături. Nu? să merge pe scotături. Cu cât îmbătrânim, e mai mare tendința asta. Nu? Zice că un semn distinct de bătrânețe este când te apleci să-ți legi și returile și te întrebi oare ce aș mai putea face cu o cale dacă tot am coborât până la nivelul ăla. Ce aș mai putea face dacă toți sunt aici? Este tendința asta să scurtăm aia, să o, să o păcălim, să, o, să fie mai simplu, mai ușor. Mai... Într-un fel, nu e rău să găsim soluții simple. Dar atunci când soluțiile astea simple erodează calitatea rezultatelor noastre, calitatea muncii noastre, atunci ele sunt un, un mare, un lucru foarte grav. Pe vremuri în România, și acum se pare că este și mai dezvoltat obiceiul ăsta, nu? băgau băieții mai puțin ciment în betoane. S-au dermat blocuri. Acum se răuiesc șosele. Fac economie băieții, scurtături. În loc de 6 cm sau 6 inci de beton, pun 4. În loc de patru bare de oțel, pun numai două. Și uite așa scurtăturile nenorocesc economia și rezultatele muncii oamenilor. Nu fă scurtături, Fii competent, fă până la capăt, fă bine. Când ai terminat, fă curățenie în jurul tău. Nu lăsa mormane întregi de gunoaie, că nu te mai cheamă nimeni după aia. Toată oamenii ăștia au de obicei un singur job cu cineva. Nu? Că nu-l nu mai chem. Încă o dată nu-l mai chem. Nu te mai încurci cu el. răspunde la telefoane, du-te la timp, ține-te de cuvânt, fă bine ceva, fă până la capăt. Am sunat pe cineva, aveam nevoie de el, l-am sunat o dată, de două, de cinci, de zece ori, nu mi-a răspuns niciodată, am lăsat mesaje tot. Și ultimul mesaj l-am lăsat a fost asta. Asta este ultimul meu telefon în viața mea, n-am să mai sun la telefonul ăsta tău niciodată. Am luat telefonul și am șters numele din cartea vieții. <laughs> și am hotărât să nu mai sun niciodată. Fii competent și fă bine ceea ce faci și fă până la capăt. Știți că viața noastră este ca un meci de baseball? Viața noastră este ca un meci de baseball. Știți cum se joacă baseball? Acolo, aici jos, în căsuța aceea, stă la cu bățul care trebuie să dea în minge. Când o nimerește, atunci trebuie să fugă la baza 1. Dacă mingea mers mai departe și nu o prinde nimeni, o dă în tribune, atunci poate fugi la 2, la 3 și să vină înapoi. Se cheamă home run. A fugit o tură întreagă. Știți că viața este așa? Trebuie să dezvoltăm o dependență de Dumnezeu totală. Apoi să mergem să ne construim un caracter puternic, să dezvoltăm comunitatea din jur, dragoste și respect față de frați, și apoi competență. Ascultați bine, nu fugiți invers, perdeți meciul. Imaginați-vă că la un meci de baseball este un deștept care fuge direct la baza 3. Fluierea arbitrul scoate afară și, de fapt, așa e fluierea Dumnezeu pe cei care se duc la competență și sar peste caracter. Și trebuie să ne pocăim în fața lui Dumnezeu, că și noi, ca biserici, de multe ori facem asta. Sărim peste caracter. O, oh, cântă așa de frumos. Frate, dai curvară, e mincinos. Eu. Cântă frumos. Predic așa de nemai pomenit. Da, dar trăiește cu secretara. Ce ne facem noi dacă nu mai auzim cum predica așa de frumos. Este cineva care a sărit peste caracter. Ascultați-mă bine, a sărit peste caracter. Poți să cânți ca pavarotei. Voi, vei ajunge jos de pe scenă dacă ai caracterul mizerabil. Poți să fii cel mai grozav politician. O să ajungi de râsul lumii cum a ajuns Clinton dacă ai sărit peste caracter. Când sărim peste caracter și ne ducem direct la competențe, nu? E grozav, toată lumea te aplaudă, toată lumea te vrea, toată lumea te cheamă, toată lumea te angajează, toată lumea e nebunit după tine. Și într-o zi ne facem cruce cu toți aici. Ce s-a întâmplat, domnule? Vrea să-l ruineze cineva. Nu, s-a ruinat singur. Nu l-a ruinat nimeni. A uitat să treacă pe la caracter. Pețet, simplu, a, unii vor să fugă direct la baza numărul 2. Lăsați schema, vă rog. Baza numărul 2 la comunitate. Să însoară. A, o iubește din toată inima. Nu? Și ia pe el. Îl duce la taică să o să Și taică să săracul și maică să intră în post și rugăciune. Bolesc, în depresie. Îl văd cu șuruburi în urechi, cu inele în nas cu tatuaje peste tot. Pff, ia da, îl iubește, domnule, e, e nemai pomenit, e grozav, nu? Și într-o zi, I don't love you anymore, nu? De ce? Pentru că nu a trecut pe la caracter. Toate relațiile noastre interumane se ruinează din pricina caracterului. Poate să fie frumos, deștept, ca actorii de la Hollywood, ok? Dacă nu are caracter, îți va ne familia, îți va ne viața, vor rămâne copiii tăi pe drumuri. Nu putem alerga decât după reguli în meciul ăsta al vieții. Nu putem să o luăm pe scurtătură. Lumea din jurul nostru umblă pe scurtături. Imediat, competență, să fim văzuți, recunoscuți nu mai treceți pe la caracter, ne ruinăm familiile. Uitați-vă la, la, actorii de la Hollywood. Ce se întâmplă cu familia lor? Dezastre. Divorț, dup după divorț. De ce e așa? Pentru că n-au trecut pe la caracter. Simplu. Vreau să închei seara asta. Am promis că vă las să plecați mai repede. Ați fost foarte cuminți. Pot să nu învinuiesc pe nimeni. Iată ce spune în Evrei, capitolul 12, versetul 1. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu unor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. S-o fi inspirat Apostolul Pavel, dar la un meci de baseball, Trebuie să alergăm și să alergăm după regulă. Alergarea trebuie făcută după reguli bine stabilite. Imaginați-vă că la Olimpiadă, când trebuie să fugă aia nu știu câte ture de stadion, este unul care o ape la mijloc, așa, și ajunge primul. Ce se întâmplă cu asta? Nu? Sau vorba lui Finias, în seara asta, când ne gândim la Paști, nu? Ce ar fi să hotărească el că e mai aproape să întoarcă înapoi, la sosire decât să înconjoare tot stadionul. Alergarea trebuie făcută după reguli. Este o regulă pe care Dumnezeu a stabilit-o. O relație foarte puternică cu el, caracter foarte sănătos, relație bune cu oameni și competență în darurile care ne le-a dat Dumnezeu. Simplu. Și atunci avem un home run suntem victorioși, suntem biruitori. Fără o relație profundă cu Domnul, toate celelalte din viața noastră se vor clătina. Se vor clătina mai devreme sau mai târziu. Poți să ai un business foarte prosper, poți să fii foarte faimos, poate să fii foarte bun într-un domeniu, dacă relația ta cu Dumnezeu nu este o relație solidă, se va ruina într-o zi totul. Totul se va duce pe apa sâmbetei. Numărul 3. Caracterul contează enorm în relații și în realizările noastre. Nu putem avea nici relații bune și nici realizări în viață dacă nu -avem, avem caracter, dacă nu suntem oameni de caracter. Și patru. Modelul trebuie folosit în tot ceea ce facem noi ca biserică. Mă rog lui Dumnezeu ca biserica noastră să-i ajute pe oameni să aibă o relație cu Dumnezeu foarte solidă. Și să predicăm despre rugăciune și să îndemnăm pe oameni să se împace cu Dumnezeu, să trăiască într-o relație foarte strânsă cu Domnul, să ducă o viață de părtășie și de comuniune cu Domnul. Mă rog ca biserica Agape să producă oameni de caracter. Una dintre bucuriile care le-am avut la Chicago, a fost că într-o zi a venit la mine un proprietar a unui building din acela foarte mare din downtown. A venit la biserică, a vrut să vorbească cu pastorul și mi-a spus, domnule, eu am un building din ăsta, un high rise de vreo 50 de etaje. Aș avea nevoie, n-ai în biserică un român priceput să administreze blocul ăsta. Eu am auzit că românii, și mai ales românii pocăiți, sunt oameni de încredere, oameni care să țin de cuvânt, oameni pe care te poți bizui. M-am bucurat așa de mult să, să, aflu că cineva crede așa lucruri grozave despre noi. Știți că după revoluție imediat în România se căutau pocăiți să fie angajați magazioneri. E? Asta era, era foarte comun imediat după Revoluție, business-urile, afacerile, firmele din România, întreprinderile, cum le zicea pe vremea aceea, căutau pocăiți să-i pună magazioneri. Știți de ce? Că nu furau, aveau caracter. Bineînțeles, au trecut anii, așa, și am auzit odată o vorbă, zice, mă, dacă voiai să bei un vin bun, zicea cineva, zice, te duceai și îl cumpărai de la pocăiți. Acum și pocăiții bagă apă în vin. <laughs> wow mai nenorocire că vindeau vin, dar să și bage apă în el, nu? Să nu se îmbete oamenii. nu. Ce vrea să spună Dacă și pocăiții fac asta, nu? Ce se întâmplă cu aia la alții? Caracterul contează în relații și în realizări. Mă rog ca biserica noastră să fie folosită de Domnul să construim relații tot mai sănătoase între noi, să ne cunoaștem mai bine, să ne iubim mai mult, să ne respectăm mai mult. Aveți grijă de tot ceea ce faceți să nu răniți relațiile. Știu că un, unul dintre teologii creștini spunea că noi suntem ca aricii în timpul iernii, nu? dacă ne adunăm la oaltă să nu ne fie frig, nu? ne înțepăm unul pe altul cu țepii. Și atunci avem de ales, murim de frig sau de țepi. Asta e foarte adevărat. Cu când ne apropiem de cineva, observăm că are țepi. De la distanță, arată bine. Dar cum ne apropiem, descoperim că are țepii. Dar avem de ales. Murim de frig, murim singuri, sau îndurăm puțin țepii unul celuilalt. Nu putem face pe toată lumea perfecți, așa cum suntem noi, nu? Sunt și oameni cu defecte, nu? Trebuie să acomodăm defectele celorlalți, nu? Să, suferim puțin din pricina lor. Mă rog ca Biserica Agape să fie într-adevăr un loc unde dragoste este la ea acasă și oamenii să se iubească cu adevărat. Și apoi mă rog ca în Biserica Agape să cultivăm excelența în tot ceea ce facem. De la predicat, la cântat, la video, la audio, la cântările scrise corect în românește. Nu, nu că trebuie să avem noi așa o obsesie cu perfecțiunea, să fim perfecționiști, dar trebuie să facem lucruri bune și până la capă. Să facem excelent ca pentru Domnul. Am avut niște pocăiți de-ai care uh, lucrau foarte slopi pe șantier și le-a dat lecție odată un frate baptist. A venit la el și trebuia să spargă niște beton și dădeau așa cu duhul blândeții <gântu -i> în, în, mormanul ăla de beton. Și fratele să zicea, frate, uite așa, uite așa, să, uite așa să lucrează, ca pentru Domnul. Și am început să dea cu barosul, să spart betonul la imediat. Ar trebui să lucrăm ca pentru Domnul și pentru Domnul, Domnul trebuie să facem excelent. Să facem bine, să facem bine până la capăt. Să învățăm, deci, o dependență tot mai mare de Domnul, să construim un caracter cât mai solid, relații cât mai sănătoase și să devenim tot mai competenți în ceea ce facem. Aceasta este misiunea noastră ca biserică putem deveni stâlpul și temelia adevărului dacă facem aceste patru lucruri. Dacă pe ușa bisericii noastre iese un asemenea om care stă bine cu Dumnezeu, stă bine cu El însuși, stă bine cu semenii și când face ceva, face bine. Asta este cheia succesului în viață. Mă rog ca Dumnezeu să ne întipărească ideile acestea în cap și probabil în anii care vin întreaga noastră biserică să fie structurată pe aceste patru lucruri și să producem asemenea lucruri. Haideți să mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Ridicați-vă toți în picioare. Rugăciunea vă îndemn să fie foarte simplă. Doamne, ajută-mă să am o relație tot mai profundă și să devin tot mai dependent de tine. Doamne, ajută-mă să lucrez la caracterul meu. Am văzut și știu că sunt foarte multe lucruri care nu sunt ok. Ajută-mă să trăiesc bine cu ceilalți, cu semenii mei, cu frații mei. Și, Doamne, ajută-mă să fac ceea ce îmi pui să fac, să fac bine, să fac până la capă, să fac pentru gloria numelui Tău. Haideți să ne rugăm. Doamne, în seara asta stăm înaintea Ta și ne rugăm.